Sunt de la biserica de la Bănești, slujim acolo. Și domnul Axânti, domnul Mircea, a mai venit la noi, la adunare. Și până anul trecut a muncit foarte mult prin sat pe la oameni. Făcea stoguri, mai face coșărci. Și cât a putut a muncit pe mâncare, pe mai puțin. Și acum când nu mai poate, e bolnav tare, a stat în spital iarna asta de vreo două ori. Oamenii nu mai au nevoie de el și-a rămas nimănui. Doar să mai duci la un cioban vecin aici, la amiază și mai dă oile în strungă și mai câștigă ceva și acolo. Câți ani ai, Mircea? Ei, 40. Din ce te descurci? Ce bani ai? Nimic. Domnul. Și ani de muncă câți ani ai, Mircea? 16. 16 ani de muncă? Da. Pereții toți sunt negri, ce s-a întâmplat aici? Ia să fumă o casă, ce se întâmplă? Fumul, soba e rea. Fumul am mâncat. Tu ce boală ai? Ce ești bolnav? Văd că sufli greu. Și chiar și plămâie. Chiar nu mă adorțea. Acolo-s găurile de șobolan, așa e? Da. Tot roată în priviură, așa, duc pe păreți, iese din golovan. Îți intră de șobolan aici în casă? A omorât unul ieri. Ai fost la oi, văd că ai venit cu bâta. Da, așa la încată vin șobolanii, bat pe țigaile pe acolo. Aici e lângă pas la tine, nu? Da. Ai gaură tot să vede afară. Tete e afară. Deci îmi pune sus, mai am acolo sus, la grind. Ai fost la oi, de unde vii acum? Ești tot un. De la oi. Ce ți-ar trebui, matale, ne-a merge așa? Ce ți-ai dorit tu? O, să se întâmple în viața ta. Da, nu ia cum o cațiom. Nu ia cum. O cameră unde să nu ia să fum. O cameră și un hol acolo. Și ca să ții două uși, ca să nu fie frigul. Dacă vine iarna, văd că iară nu mai am nimic. Sau, a spus, azi mă duc în lumea mea. Mă uit că pe jos aveți pământ. Pământ așa a fost și când... Și când o trăiesc părinții. Crezi că Dumnezeu poate să te ajute, Nea Mircea, să ai o cămăruță ta frumoasă? Dacă ar da Dumnezeu și mai cea Domnului Iisus Hristos, poate am durat de mine, dacă nu. Dar sunt dur de toată lumea, nu numai de mine. Tu te rogi, Nea Mircea? Da, zici nu mă rog, zici noapte mă rog. Plâng, noaptea plâng. Inima mea, sufletul meu, plăi, mai vor. M-a mâncat fum. Știți, eu îmi bănesc, nu mai pot, mă dor chiar de... În urma oilor nu pot fugi, dar am noroc că are un cățăr bun. Stă cu mine. Eu uzi, mă, uzi, mă, în fum, n-am unde. N-am unde, dacă așa... M-a blasamat Dumnezeu, nu știu. Nea Mircea, crede că Dumnezeu poate să lucreze în dreptul tău. Intenționăm să facem o cămăruță și un hol acestui bătrân. Am rămas în minte cu dorința lui, care mi-o spunea acum câteva minute. Toți oamenii intră în casă și își încălzesc mâinile undeva. Și spunea, îmi doresc un loc în care să mă încălzesc și eu mâinile. Am vrea cu ajutorul Dumnezeu să ajutăm în privința asta. Să împlinim dorința asta.